Bună ziua! Astăzi echipa Asociației Motivație va prezenta rezultatele proiectului Acceptă dizabilitatea, nu și violența, implementat de organizația noastră în contextul programului Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA. Acest proiect a fost realizat de către Asociația Motivație în perioada februarie 2022-decembrie 2022, dar de fapt este un proiect, este continuitatea unui proiect care a început în anul 2019. Scopul acestui proiect a fost capacitarea și consolidarea unui grup de femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități în vederea eliminării stereotipurilor și prejudecăților de gen, prevenirii și combaterii violenței și fortificării încrederii de sine a acestora. Noi am implementat acest proiect în două raioane, Strășeni și Fălești. Ca rezultate pe care le-am atins în cadrul acestui proiect pot fi menționate următoarele. Noi am avut sesiuni de informare și motivare pentru femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități, iar ca urmare a acestora, 48 de femei din cele două raioane țintă au învățat să-și revendice drepturile și să comunice eficient cu autoritățile. Iată, avem de exemplu Diana, care este participantă la programul de instruire din Strășeni, spune că dacă continuăm să nu vorbim despre problemele cu care ne confruntăm, ele așa și vor rămâne nesoluționate. O altă participantă, la fel din raionul Strășeni, spune că în cadrul sesiunilor de instruire am aflat că persoanele cu dizabilitate de gradul 1 pot munci. Voi învăța și alte femei din localitatea mea să-și apere drepturile. O altă participantă, Lilia Cortac, spune că venind la aceste sesiuni de instruire, asistenții personali care stau zilnic cu copiii înțeleg că pot aduce un aport societății. O altă activitate pe care noi am realizat-o în cadrul acestui proiect au fost sesiuni de consolidare a liderismului și ca urmare a acestor activități, la fel 48 de femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități din cele două raioane au fost încurajate să se implice activ în comunitate și să-și valorifice potențialul. În cele două raioane, ca urmare a acestor instruiri și sesiuni de informare pe care le-am avut, am înființat și consolidat grupuri de inițiativă la nivel local, deci avem consolidat două grupuri de inițiativă, unul în Strășeni și altul în Fălești. Femeile care au format aceste grupuri au elaborat planuri de acțiuni prin care vor putea schimba lucrurile spre bine ca grup de inițiativă. Elena Crășmar este o participantă a acestui program, este la fel din raionul Strășeni și ea zice că participantele acestui proiect sunt puternice și curajoase. Odată informate și unite în grupuri de inițiativă, cred că ele vor putea realiza mai ușor lucrurile frumoase la care aspiră. În cadrul acestui proiect am avut ca un serviciu consiliere psihologică individuală și de grup, care au fost prestate de către doi specialiști în acest domeniu și aici o să ofer cuvânt colegei mele Natalia, care nemijlocit a făcut aceste sau a prestat aceste servicii de consiliere. Și o să rog să ne spună mai detaliat cum a avut loc acest proces. Bună ziua! Mă numesc Natalia și voi vorbi despre acest proces care se numește consilierea psihologică a persoanelor cu dizabilități și nu doar cu dizabilități, dar și a mamei care au copii în îngrijire cu dizabilități. De asemenea, am avut și o parte interesantă cu care am colaborat foarte frumos, au fost bărbați care au fie în îngrijire, sunt ei cu dizabilități sau fie au în îngrijire persoane cu dizabilități lucrând ca asistenți personal în familii. De asemenea, dacă să spun câteva cuvinte despre consilierea acestor bărbați, a fost într-adevăr un proces foarte interesant, pentru că cunoaștem, vă dați seama, bărbații sunt puțin mai închiși, nu sunt deprinși cu consilierea, nu sunt deprinși a vorbi despre emoțiile, sentimentele lor și atunci când am venit cu această propunere, această oportunitate, ei la început se arătau ezitanți, apoi au schimbat părerea. Deja în continuare am colaborat cu ei și am înțeles că ei, la fel ca și orice persoană, întâmpină greutăți, fiind, de exemplu, asistenți personal 24 de ore din 24 a unui membru a familiei sau, de exemplu, când ei însăși sunt persoane cu dizabilități și atunci sunt mai închiși cumva și nu doreau să se expună. Am vorbit despre anumite teme cu acești bărbați, despre rolul familiei, am vorbit despre aspectele legate de violență, despre faptul de formele de violență, modul de evitare. De asemenea, am vorbit și despre valorile pe care ar trebui să le aibă în cadrul familiei lor sau în cadrul când prestează o muncă în calitate de asistent. De asemenea, consilierea pentru femei
A fost o consiliere care deja, adică a fost o continuare, ca să spunem așa. Femeile deja s-au deprins, au apreciat foarte mult faptul de a fi telefonate, de a fi întrebate cum se simt, de a fi puse la dispoziția consilierii psihologice, adică să afle care sunt răspunsurile la unele întrebări, unele probleme și nu doar ce țin de persoana lor, da, ca femeie, dar și în calitate, cum să-i duce mai bine un copil, care ar trebui să fie măsurile legate de grijă sau pentru sănătatea lor personală, pentru starea lor emoțională, cum să fac față acestor probleme. De asemenea, un alt aspect a fost terapia psihologică în grup, da, pentru femei. A fost un ceva nou pentru ele. Faptul de a fi organizat un spațiu deschis, un spațiu sigur în care să poți să vorbești, în care să poți să înveți din experiența altor femei, să înțelegi că nu ești doar una singură în fața unor probleme, atunci asta îți dă un sentiment de siguranță. S-a lucrat foarte mult pe aspectele imaginii de sine, a demnității, a unei bune respect față de sine, a se autoaprecia corect. De asemenea, asta a fost un rol important, au avut aceste ședințe. În aceste ședințe au învățat să facă lucrurile într-o manieră, într-o notă pozitivă, să înțeleagă că nu există o pastilă magică care se transforme emoțiile în ceva pozitiv, dar ei trebuie să lucreze asupra lor, asupra conduitei, asupra unei bune relații cu cei din jur. De asemenea, am avut în cadrul acestui proiect și consilierea cu refugiații, cunoaștem situația în care se află aceste mame, să spunem așa, aceste femei. Consilierea psihologică pentru refugiați a avut un impact foarte mare asupra lor. Noi a trebuit să-i ascultăm, să-i încurajăm să vorbească despre situațiile prin care ei trec, a trebuit să ascultăm despre nevoile și grijile lor în scopul unui mai bun sentiment, unui, spunem așa, sentiment de bine sau sentiment de încredere sau siguranță, calm, conectarea cu ceilalți, a trebuit foarte mult să colaborăm, să informăm ce ar putea ei să facă în situația foarte individuală a fiecărui refugiat. Cred că cel mai bine ar fi impactul însăși din, așa spunem, de la persoanele care au fost consiliate. Am la mine câteva feedback-uri, răspunsuri. Spune o doamnă, aceste discuții și întâlniri mi-au plăcut foarte mult. Am discutat teme interesante datorită cărora ne-am abătut de la nevoile și greutățile pe care le avem. Cu ajutorul acestor doamne minunate am învățat multe lucruri interesante și de mare importanță pentru noi, pentru care le mulțumim din suflet. O altă doamnă s-a exprimat, aduc sincere mulțumiri pentru aceste traininguri, aceste ședințe de consiliere organizate nou persoanelor cu dizabilități, consilierii psihologici sunt benefice și se merită să fie în continuare. Mulțumesc frumos tuturor. O doamnă refugiată a spus, здравствуйте. Здравствуйте, еще раз хочу вам сказать большое спасибо за помощь и поучительные слова. Было очень приятно с вами познакомиться. Acest într-adevăr răspuns la această, să spunem așa, muncă ne dau forță ca să continuăm și înțelegem foarte bine că consilierea psihologică ar trebui să fie continuată pentru că situațiile prin care trec oamenii atât de la noi din Moldova cât și refugiații întâmpină mai multe greutăți și probleme. Mulțumesc mult, Natalia, pentru aceste detalii. După cum spunea și Natalia că a avut loc consiliere psihologice pentru bărbați, pentru că noi ca grup țintă în acest proiect am avut femeile cu dizabilități și mamele care au copii cu dizabilități, dar pe lângă aceasta am avut și un grup de bărbați la fel cu dizabilități sau care au în îngrijire persoane cu dizabilități sau au în familie astfel de persoane și în acest context am avut sesiuni de conștientizare și motivare pentru bărbați. Astfel, 18 bărbați din Strășeni și Fălești au fost capacitați să contribuie la prevenirea și eliminarea diferitor forme de discriminare și violență față de persoanele cu dizabilități. La fel cu acești bărbați au avut loc sesiuni de instruire despre rolul tatălui în dezvoltarea și educația copilului. Am avut de asemenea de lucru și am lucrat cu reprezentanții autorităților locale. Astfel am avut sesiuni de informare și conștientizare pentru factorii de decizie din aceste raioane. În acest mod, 22 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale au fost sensibilizați privind comunicarea corectă cu persoanele cu dizabilități și promovarea serviciilor inclusive pentru persoanele cu dizabilități în localitățile lor.
La fel, am avut sesiuni de informare pe domeniul accesibilitate pentru reprezentanții, la fel, administrațiilor publice locale și, ca urmare, 24 de reprezentanți din ambele raioane au fost informați și capacitați pe domeniul accesibilității. În cadrul acestor instruiri am avut organizate, la fel, exerciții practice de User Safari. Noi am îndemnat și am motivat reprezentanții autorităților care au participat la aceste sesiuni să testeze și să utilizeze diferite echipamente asistive pe care le utilizează persoanele cu dizabilități pentru a înțelege mai bine ce înseamnă accesibilitate și care sunt obstacolele pe care le pot întâmpina atunci când este lipsa accesibilității. La fel, în cadrul acestui proiect, împreună cu reprezentanții autorităților publice, cu echipa multidisciplinară din Făleș și din Strășeni, am vizitat Centrul pentru Agresori de la Drochea. În cadrul acestei vizite, 15 furnizori de servicii sociale din raionul Strășeni și Fălești au participat la un schimb de experiență în domeniul combaterii violenței în familie. A avut loc un schimb de experiență atât între aceste două raioane, cât și au aflat mai mult despre serviciile pe care le prestează acest centru și cum beneficiarii din raioanele lor le pot accesa. La fel, în cadrul proiectului a avut loc evaluarea a 12 instituții publice din Strășeni și Fălești. Aceste instituții publice sau localitățile în care au avut loc aceste evaluări au fost selectate ca urmare a numărului de locuitori și a deschiderii autorităților locale, a deschiderii primarilor de a face careva schimbări și astfel au fost realizate 12 rapoarte cu recomandări și schițe de proiect. Pentru aceste instituții rămâne doar ca reprezentanții autorităților să găsească resurse financiare de pentru a le pune în aplicare și pentru a accesibiliza spațiile care au fost evaluate. Și aici o să rog pe colega mea Ludmila să vorbească mai mult un pic sau să ne dea detalii despre domeniul accesibilitate și cât de important este acest domeniu pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități. Mulțumim, Natalia. Da, de fapt, noi ca organizație și împreună cu societatea civilă de ani de zile tot încercăm să aducem pe masa discuțiilor domeniul accesibilitate, pentru că cu adevărat este o problemă foarte mare, o problemă majoră pentru persoanele cu dizabilități și nu doar, pentru că sau necesitatea pentru cine este important domeniul accesibilitate. Aici intră un grup foarte mare de persoane, inclusiv părinți care au copii mici, bătrâni, persoane în etate care utilizează careva echipamente sau persoane care au o problemă de sănătate temporară și accesul în toate instituțiile și la infrastructură este foarte important. După cum ați văzut în poze, noi anume prin exercițiile astea unde încercăm să facem ca autoritățile să conștientizeze pe cât de important este totuși să ducă cont de atunci când se fac reparații în instituții sau atunci când se fac bugetele pentru anul viitor, ca totuși să fie bugetat și prin dimensiunea domeniului accesibilității, pentru că noi spunem mereu, cu pași mărunți noi putem să îmbunătățim lucrurile în țara noastră, ca fiecare persoană sau persoanele cu dizabilități să beneficieze de toate serviciile și servicii de calitate în toate domeniile de viață a persoanei. Din păcate, noi ne mișcăm foarte încet, pentru că această problemă în domeniul accesibilității ea rămâne ca o problemă majoră, dar totuși vedem prin discuții, prin întâlniri cu autoritățile de nivelul 1, de nivelul 2, această problemă se discută și cumva lucrurile se schimbă, adică autoritățile conștientizează că totuși este de o importanță majoră și se fac schimbări cu pași mărunți, dar totuși rezultate avem. Și noi, desigur, vom continua ca să monitorizăm domeniul accesibilitate și să încercăm totuși ca autoritățile să-și schimbe viziunea față de această necesitate pentru grupul persoanelor din grupul cu mobilitate redusă și să ajungem să avem o țară sau o capitală și toate regiunile Republicii Moldova să fie prietenoase oamenilor, da? Când vorbim prietenoase, avem în vedere că
oricare persoană sau cetățean a Republicii Moldova să poată să beneficieze de servicii de calitate în domeniul sănătate, domeniul învățăturii, da? Atunci când îți dorești să ai un loc de muncă, să poți să beneficiezi. Și cumva să încercăm să schimbăm lucrurile și să îmbunătățim calitatea vieții a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Și ne bucurăm faptul că avem autorități care totuși au o viziune mult mai sau așa mai gândesc un pic mai modern, da? Și ne contactează, noi încercăm să venim cu suport informațional, adică cum este corect să fie o instituție accesibilizată, mergem la fața locului și spuneam că acest lucru îl facem de ani de zile, vom continua și sperăm să avem totuși rezultate mult mai bune într-un timp mult mai scurt și fiecare persoană să beneficieze de dreptul la servicii fără a fi îngrădit acest drept. Mersi foarte mult. Mulțumesc, Ludmila. Vreau aici să menționez că chiar și dacă proiectul se finalizează, noi o să fim în permanentă comunicare cu managerii acestor instituții care au fost evaluate. O să fim alături de ei pentru orice întrebări și pentru orice suport, ca cel puțin o instituție din cele evaluate de noi să devină accesibilă. Echipa Asociației Motivație a participat la o conferință internațională care a fost organizată de către finanțatori în Turcia în acest an, unde a avut loc un schimb de experiență între organizațiile care implementează proiecte similare în contextul aceluiași program. Desigur că nu putem aici să nu menționăm despre conlucrarea cu mass media. Noi, ca organizație, avem o relație foarte bună cu reprezentanții mass media și pe parcursul acestui proiect sau implementării acestui proiect au fost realizate 17 materiale de promovare care au fost distribuite către presă și au fost preluate de către reprezentanții instituțiilor mass media. Am realizat 3 spoturi video, 2 istorii de succes, interviuri oferite presei și implicare la emisiuni și, desigur, am avut o broșură pe care, la fel, am repartizat-o către reprezentanții mass media, dar și către toți reprezentanții, toate autoritățile locale din aceste două raioane. Am lansat 3 istorii de succes a beneficiarilor proiectului, prin care ne dorim să sensibilizăm membrii societății prin istoriile acestor persoane, să sensibilizăm pe domeniul dizabilitate și pe domeniul toleranței. Am organizat acțiuni de sensibilizare pentru societate, astfel 5.000 de exemplare ale broșurii Violența nu are scuze au fost distribuite locuitorilor din diferite sate și din diferite localități ale raionului Strășeni și Fălești, la fel pentru a sensibiliza pe domeniul dizabilitate. Lăcrămioara Grozavu este una dintre femeile cu care s-a realizat o istorie de succes, deci a persoanelor cu dizabilități sau a mămicilor care au copii cu dizabilități, care au reușit să depășească violența și discriminarea pe criterii de gen sau dizabilitate. Desigur, cum spunea și Natalia, colega mea, noi în cadrul acestui proiect am oferit suport pentru refugiați. În primul rând, noi am colectat datele privind necesitățile specifice ale refugiaților cu dizabilități din Ucraina, care trăiesc în localitățile Fălești și Strășeni. Astfel avem o bază de date cu privire la locul de trai a acestora și necesitățile pe care le au. Totodată am oferit transport gratuit pentru refugiați. Cel puțin 25 de familii au beneficiat de servicii de transport accesibil pentru persoanele cu dizabilități, persoanele cu mobilitate redusă sau mămicile care au copii. Am oferit pachete alimentare și igienice. Aproximativ 145 de pachete igienice și 95 de pachete alimentare au fost oferite în dependență de necesitățile specifice pe care le aveau la acel moment familiile în care trăiau persoane cu dizabilități sau mămicile cu copii. La fel, am organizat 15 activități recreative cu refugiații în diferite centre pentru refugiați sau în localitățile unde locuiau mai mulți refugiați. Noi mergeam împreună cu echipa, împreună cu psihologii și organizam discuții libere, organizam diferite activități cu aceste persoane pentru a-i scoate cumva din acest mediu sau din acest stres pe care îl aveau. În același timp, alți colegi de-ai noștri aveau sau organizau diferite jocuri cu copiii.
La fel aici aș vrea să menționez că am organizat o conferință sau să zic un atelier de bune practici, un atelier prin care am avut un schimb de experiență între diferite organizații care implementează proiecte în același context, în același program, dar totodată la această activitate au fost invitați și reprezentanții autorităților publice din Strășeni și din Fălești, care au avut posibilitatea să se exprime referitor la acest proiect, referitor la necesitatea proiectelor sociale per general în raioanele Republicii Moldova, la colaborarea pe care noi am avut-o cu ei. Totodată au fost identificate necesități pentru că au participat în cadrul acestui atelier și beneficiari ai proiectului și au fost identificate necesități sau servicii sociale foarte necesare care ar putea fi implementate sau care ar putea fi dezvoltate în continuare în aceste două raioane. Indira Gandhi, prima și până în prezent singura femeie prim-ministru al Indiei, spune că sunt împotriva violenței, deoarece satisfacția este doar temporară, pe când răul e făcut este permanent. Violența nu are scuze, tu poți opri violența în comunitatea ta față de persoanele cu dizabilități. Asta este mesajul de final al Asociației Motivație și sperăm că fiecare dintre noi, în măsura posibilităților, poate contribui la eliminarea stereotipurilor și eliminarea violenței față de persoanele cu dizabilități. Vă mulțumim!